În aceste zile, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, îi vizitează pe românii din orașele aflate în partea de sud a Suediei. Astăzi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Ortodoxe Române din Vagjo. După Sfânta Liturghie, preasfinția sa a săvârșit o slujbă de pomenire pentru Părintele Milică Văsuianu, la un an de la trecerea la Domnul. Îl prezumim astăzi pe Sfântul Ierarh Siegfried, care și-a avut sediul aici, în acest oraș vechi, în zorii creștinismului scandinav. Pentru a ajunge la inima neamurilor vikinge războinice, trebuie ca misionar să fii tu însuți un războinic, un luptător pregătit pentru a lupta până la sfârșit și a-ți da viața pentru Hristos. Un asemenea luptător, purtând armele Duhului, ale iubirii, adevărului, binelui, și dreptății a fost Sfântul Ierarh Siegfried, care a zdrobit pe nevăzuții vrăjmași ai mântuirii și a biruit această lume, cucerind cetatea lăuntrică a inimii și invadându-o cu razele binefăcătoare ale soarelui celui neapus, ale Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așadar, Sfântul Ierar Sigfried a fost un luptător al Duhului, un războinic, reușind, iată, să îi cucerească lăuntric pe războinicii de neînvins din aceste ținuturi îndepărtate. Așadar, îl cinstim în mod deosebit astăzi la oaltă cu nepoții săi martiri, un aman preotul, sunaman diaconul, și Vinaman ipo diaconul împreună au răspândit cuvântul evangheliei mântuitorului nostru Isus Hristos în aceste ținuturi pe solul mai puțin primitor al inimilor scandinavilor. El mai întâi fiind saxon, a plecat din Anglia în Norvegia, a stat o vreme acolo și apoi a venit aici la Vexio și i-a înștiințat pe vikingii de odinioară că ar dori să se confrunte fățiși cu 12 căpetenii din aceste locuri. Aceste căpetenii erau sfetnicii vikingilor și însoțiți de ceilalți vikingi au venit ca să se confrunte cu ierarhul Mântuitorului nostru Isus Hristos. În cele din urmă, prin puterea înțelepciunii și cuvântului și a dragostei sale, i-a convins pe cele 12 căpeteni să treacă la creștinism. Convertirea celor 12 bărbați înțelepți din aceste locuri a însemnat convertirea în masă a vikingilor care locuiau din în părțile de sud ale Suediei de astăzi. Toți copiii care au participat la slujbă au primit daruri din partea preasfințitului părinte Macarie.